Datorită scăderii ratei de infectare în municipiul Iași la o incidență de 2,02 persoane infectate la 1000 de locuitori, se revine la scenariul galben. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a hotărât redeschiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor sau a sălilor cu jocuri de noroc în limita a 30% din capacitatea maximă. Petrecerile dedicate Revelionului sunt interzise. De 30 decembrie, ora 24, se reiau o parte din activitățile economice și sociale pe raza municipiului Iași. Respectiv, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul acestora, în limita la 30% din capacitatea maximă, în intervalul orar 6-23. Turi de reluare activităților în cinematografe, instituții de spectacole și sau concerte, săli cu jocuri de noroc, toate fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.